Sărbătoare mare în comuna Vrata din județul Mehedinți. Cu micul mare, oamenii au venit la evenimentul dedicat comunităților. Muzică, horă în aer liber, un colț dedicat celor mai mici locuitori ai comunei și bucate pe alese. Pe toate le-am întâlnit în cadrul evenimentului. Prezent a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de echipa PSD Mehedinți. La Vrata-i nete mare, azi e mare sărbătoare, la Vrata-i nete mare. Pe cântă muzica și joacă lumea. După anii de pandemie în care astfel de evenimente au fost sistate, oamenii erau dornici de o distracție așa cum se cuvine prin care să fie celebrată comunitatea din care fac parte. Dan Căpraru, primarul comunei Vrata, omul care își dorește tot ceea ce este mai bun pentru comunitatea lui, le-a făcut o bucurie cetățenilor, iar zilele comunei au fost reluate anul acesta. Azi în comuna Vrata, după 2 ani de pauză, din cauza pandemiei, sărbăm ziua comunei, Nedea, Rusaliile, cum îi spunem noi, Duminica Mare. Și mă bucur că avem o prezență destul de mare. Vremea a fost cu noi, ne-a ajutat și mă simt foarte bine cu atâta lume lângă mine. Suntem bucuroși să se distreze. Comunitatea păstrează tradițiile din cele mai vechi timpuri. Dansul și muzica reprezintă tradiții importante pentru oamenii locului, fără de care evenimentele importante pe care le trăim nu pot avea loc. Așa mai zi! Alături de autoritățile locale, la eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru, senatorul Liviu Mazilu și secretarul de stat Bogdan Simcea. Oamenii au fost extrem de încântați de acest eveniment și asta s-a văzut prin numărul mare al celor prezenți. Cu toții aveau nevoie de un moment al lor, de o gură de aer de la viața cotidiană. Pauză? Da, pauză, după pandemie nu s-a mai făcut nimic. Am avut nevoie de o distracție. Da, așa, să mai vedem lumea, să ne ieșim un pic în atmosfera asta mai... Deci, practic, s-a reluat tradiția. Da, să vedem cât o ține asta. Da. Ce vă place cel mai mult în această seară? Muzica. Muzica. Obiceiurile încet, încet se duc. Probabil acum și faptul că a fost cu COVID-ul ăsta, anii ăștia s-a întrerupt. Sărbătoarea asta. Sperăm de acum încolo să reluăm totul. Deci înțeleg eu de la dumneavoastră că e o bucurie că s-a reluat după atâția ani. Exact, sigur. Ține foarte mult la tradiții și sperăm să se mențină. Vedem muzică, horă în aer liber, vă ador. Foarte mult. Mult. Și sperăm ca tineretul să continue. Să ducă tradiția mai departe. Mai departe, exact. Trească cine a făcut primarul, vicele și toată adunarea, pentru că e foarte frumos. Măcar dacă ar fi o dată la 2 săptămâni. Că la distracție nu trebuie să te dai înapoi. Totul e frumos când e cu bine. Când ești sănătos, ai de toate. Nu ești sănătos, n-ai nimic. Așa și eu, mă doare piciorul, nu pot să joc. Dar n-aș sta, nu suport eu. Măcar vă uitați să spun. Pentru că eu la viața mea am fost și eu dansator. Am fost în Banat, la Reșița. Dar acum, dacă nu mai pot... Stau și privesc pe alții, pentru că așa e frumos. Vă place această distracție? Foarte frumos. Eu zic că e foarte bine din ce a organizat, tot e o sărbătoare și când se termină cu bine, e foarte bine. Nici micuții comunei nu au fost uitați, fiind amenajat un loc special pentru ei, distracția și voia bună fiind de la ele acasă. Chiar dacă vremea a fost puțin destabilizatoare, a fost un număr mare de persoane care s-au distrat frumos. Buna colaborare dintre autoritățile locale și cele județene se reflectă în dezvoltarea comunei.